137 de milioane de lei din miliardul dispărut au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău. Banii au fost luați din Banca de Economii sub forma a două credite. Clădirea de peste 6600 de metri pătrați, cumpărată pe banii BEM-ului, a ajuns în proprietatea omului de afaceri Vladimir Rusu. Tranzacția a coincis cu vinderea unei vile a aceluiași om de afaceri, unei firme reprezentată prin procură de Iurie Luncașu, un personaj din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc. Rise Moldova vă arată traseul banilor. Pe 10 și 11 noiembrie 2014, Banca de Economii a oferit două credite, unul în mărime de peste 375 de milioane de lei, iar altul de peste 50 de milioane de lei. Potrivit Procuratorii Anticorupție, banii au fost scoși din bancă în urma unei înțelegeri între bancherul Veaceslav Platon și Ilan Șor, care atunci era la conducerea Băncii de Economii. În prezent, cei doi sunt condamnați în primă instanță pentru implicare în furtul miliardului din sistemul bancar din Moldova. Platon a primit 18 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie, iar Șor 7 ani și jumătate pentru abuz de încredere și spălare de bani și se află sub control judiciar acum. Primul credit de peste 375 de milioane de lei a fost acordat companiei moldovenești Provolirom și în două zile a ajuns pe conturile offshore-ului Web Solutions Corporation. Cel de-al doilea, de peste 50 de milioane de lei, a fost acordat firmei Voximar.com. În aceeași zi, Voximar.com a transferat banii unei companii fantomă din Marea Britanie. Ulterior, milioanele se mai perinde pe la trei firme britanice și, în final, ajung la același offshore, Web Solutions Corporation. Astfel, din creditele de la Banca de Economii pe conturile firmei Web Solutions Corporation s-au acumulat peste 400 de milioane de lei. Câteva luni mai târziu, aproape un sfert din acești bani au fost transferați firmei britanice Calmview Service, care la rândul ei i-a redirecționat către compania de asigurări ASITO, controlată atunci de omul de afaceri Veaceslav Platon. În schimbul banilor, compania din Marea Britanie, prin intermediul unei firme din Moldova, a primit dreptul de proprietate asupra sediului ASITO din strada Bănulescu-Bodonii din Chișinău, o clădire de birouri cu o suprafață de peste 6600 de metri pătrați, evaluată la circa 80 de milioane de lei cu tot cu teren. Până la această tranzacție, clădirea a aparținut prin diferite companii lui Veaceslav Platon. El spune că, la rândul lui, a preluat imobilul de la Vladimir Plahotniuc, odată cu achiziționarea a 83% din acțiunile companiei ASITO. Plahotniuc a negat acest lucru. Însă, după această tranzacție, din 2015 până în 2017, clădirea ASITO, achiziționată pe banii Băncii de Economii, și-a schimbat proprietarul de 3 ori. Contractele de vânzare-cumpărare au fost semnate și autentificate de Olga Bondarciuc, notara care și-are oficiul la Global Business Center, reședința de afaceri a lui Vladimir Plahotniuc. Ultimul și actualul proprietar al clădirii este Continental Business Invest. Firma a fost preluată în martie 2017 de omul de afaceri Vladimir Rusu și partenera sa de afaceri Nina Ladâghina, o femeie în vârstă de 75 de ani. Tot în martie 2017 s-a mai întâmplat ceva. Pe de o parte, Vladimir Rusu și Nina Ladâghina cumpără clădirea ASITO și încă un imobil din Chișinău. Pe de altă parte, cedează o vilă de peste 2000 de metri pătrați, situată în cartierul Telecentru al capitalei. Cumpărătorul este un offshore cipriot care a fost reprezentat la acel moment de Iurie Luncașu, un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, cele două credite BEM din banii cărora a fost cumpărată clădirea ASITO nu au fost restituite până în prezent. În urma dispariției miliardului din sistemul bancar din Moldova, au fost inițiate mai multe anchete penale. Totodată, două companii internaționale de investigații financiare au fost angajate de Banca Națională a Moldovei să dea de urma banilor.